demnitatea bisericii tale umăzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale. Tu pe aceștia îi răsplătești, preamăritu-i cu dumnezeiască ta putere și nu le părăsi pe noi cei ce vădăjduim cu tine. Pace, cuvitare, dăruiește bisericilor tale preoților, cărui Domnului și de-al patru și de-al poporul tău, că toate darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este coborând de la tine, Părintele Luminilor, și ție slavă și mulțumire și închinare îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și în gloria și în vecii vecilor. Pietul Adam,
din cauza plăcerii și de a gusta din pom, neascultând de Dumnezeu, s-a expus durerii. Dezmoștenit, orfan, îndurând de cazurile, plângea de dorul raiului. Ne spune Sfântul Siluan Atomicul că da, părintele întregului neam omenesc a cunoscut în rai dulceața iubirii lui Dumnezeu. Pentru aceasta a suferit amarnic atunci când, din pricina păcatului lui, a fost izgonit din grădina Edenului și a pierdut iubirea lui Dumnezeu. Se tringuia cu geamă mare și suspinurile lui umpleau toată pustia. Și nu numai Adam, ci toți urmașii lui au moștenit aceeași soartă. Ne spune Sfântul Pavel că printr-un om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea. Așa și moartea a trecut la toți oamenii, pentru că toți au păcătuit în el. Iar moartea este precedată de un cortegiu întreg de boli, de suferințe, de nedreptăți și neînțelegeri. Dumnezeu le-a făcut pe toate bune, foarte, dar ele nu au rămas așa. Armonia și echitatea lăsate de Creator au fost date peste cap. Privind în ce hal a ajuns lumea, vezi neghiobi împodobiți cu lamida înțelepților și filozofi scribulind din zdrențe. Vezi de scroși învuibați cu bunuri, pământești și profeți înfometați. Nedrepți înconjurați de admiratori și creatori nu sunt dis la nelucrare. Risipitori sărbătoriți și muncitori disprețuiți. Vezi cum cel tare lovește în cel slab, cum cel șiret îl păcălește pe cel blând și cum asupra greutăților triumfă răutatea. În lume se săvârșesc crime, ucideri, furturi, nedreptăți. Se urăște, se înșală, se minte, se calomniază, se jură strâmb, se dorește unul altuia. Unii se bată, alții se îmbrăjbesc, se ceartă, se bat, se dușmănesc, soții se despart, copiii și tinerii se strică, se păcătuiește și se suferă între noi și în jurul nostru, sunt multe lipsuri, boli și moarte. Se înjosesc de chipul lui Dumnezeu din pământ. Oamenii au ajuns ca niște oi care nu au păstori. Dumnezeu constată acest lucru și prin graiul prorocului Ezechiel zice, oile mele rătăcesc prin toți munții și pe tot dealul înalt. Împrăștiatul sau oile mele este pe toată fața pământului și nimeni nu îngrijește de ele și nimeni nu le caută. Oamenii erau așadar dezmoșteniți. Iubiți frați și surori, pentru această lume prăbușită, pentru omul dezmoștenit, se întrupează Domnul Hristos. Apostolul Crăciunului este limpede, iar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca pe cei de sub lege se răscumpere, ca să dobândim în fiecare. De câte ori rostim crezul, afirmă acest lucru, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și de Fecioara Maria și s-a făcut om. Sfântul Pavel ne spune că dacă prin Adam cel vechi toți ne-am prăbușit, prin Adam cel nou toți suntem restaurați. Așadar, precum prin greșeala lumea a venit o sânda pentru toți oamenii, așa și prin îndreptarea adusă de unul a venit pentru toți oamenii îndreptarea care dă viață. Consecința directă este aceea că redevenim fiii lui Dumnezeu și moștenitorii ai Raiului. Nu mai suntem dezmoșteniți. Astfel, dar nu mai ești rob, ci fiu, iar ești fiu, ești și moștenitor al lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Fiul lui Dumnezeu se face om, își asumă firea omenească, se face frate cu noi, ca pe noi să ne facă fiii lui Dumnezeu să ne îndumnezeiască. Părintele Duminiu Stăniloae, de la cărui plecare la Domnul se împlinesc două decenii, afirma: prima concluzie ce rezultă de aici este aceea că însuși Fiul lui Dumnezeu s-a unit la maximum cu umanitatea sau a venit în maxima apropiere de om. Dumnezeu nu mai este undeva departe, ci este foarte aproape de noi, este cu noi, ne scapă de angoasa singurătății și a abandonării. Nu mai suntem orfani. Părintele Dumnezeu Stăniloae își continuă argumentul și zice că acum persoana divină a Fiului lui Dumnezeu sau a Cuvântului intră în planul experienței comune a celor ce cred în El ca o persoană din rândul persoanelor umane
care însă, în același timp, le dă putința de a o sesiza ca persoană dumnezeiască. Oamenii cu o viață duhovnicească deosebită nu numai că sunt convinși teoretic de prezența lui Hristos, ci au parte de o experiență directă la lui. Sorin Dumitrescu a scris o carte intitulată Șapte dimineți cu Părintele Stăpânoare. În acest volum, autorul consemnează o experiență de gingășie rară pe care o împărtășește Părintele Stăpânoare. Al altei seară, în ultima repriză a somnului, am avut un vis nemaipomenit. Parcă era Iisus, tânăr, blând, dulce, plăcut. Era un tânăr de o frumusețe nemaipomenită și de o apropiere sufletească cum nu am mai văzut. Mi-a făcut atâta bucurie întâlnirea aceasta încât m-am sculat așa de fericit. Sfântul Siloan Atonitul a avut o experiență directă cu Domnul Hristos. În clipa în care era cel mai deznădăjduit, pe pragul disperării, se duce la Decernie, în paraclisul Sfântului Ilie și de-abia rostește rugăciunea Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, când dreapta ușilor împărătești, în locul icoanei Mântuitorului, îl vede pe Hristos cel viu, întreaga sa ființă îi se umple de lumină, de lumina Harului Sfântului Duh și în care recunoaște pe Domnul. Privirea sa blândă și mine bună, iradind iertare, pace și bucurie, atrage irezistibil întreaga sa făptură. De la nașterea Domnului Hristos, Dumnezeu este cu noi. Sfântul Evanghelist Matei, relatând acest eveniment, ne arată că s-a împlinit prorocia lui Isaia. Iată, Fecioarea va avea un pântece și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel, care se tâlcuiește cu noi, este Dumnezeu. Iar Sfântul Apostol Pavel este cumpleșit de această taină, cu adevărat mare este taina dreptei credințe. Dumnezeu s-a arătat în trup, s-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de înger. S-a propovăduit într-un neamuri, a fost crezut în lume, s-a înălțat pentru slavă. Marele nostru teolog pe care l-am mai amintit ne spune că acum știm sigur că Dumnezeu, Cuvântul, e persoană sau cu existența asemănătoare existenței noastre personale, prin faptul că se face și persoana firii omenești, fără să înceteze a fi persoana firii dumnezeiești. Prin aceasta garantează valoarea maximă a persoanelor omenești și eternitatea lor. Drept meritul creștin. Faptul că Raiul s-a deschis prin nașterea Mântuitorului, că nu mai suntem orfani și dezmoșteniți, îl mărturisesc și celebrările liturgice de la Crăciun și colindele noastre. Cântăm la Decernia Crăciunului stihira următoare, veniți să ne bucurăm într-un Domnul, povestind taina ce este de față. Zidul cel despărțitor cade, acum sabia cea de foc se îndepărtează, heruvimul nu mai păzește pomul vieții, iar eu mă împărtășesc de dulceața din rai, de la care m-am îndepărtat prin neascultare. Adevărul de credință că Dumnezeu se coboară pe pământ ca să însuie pe omul la cer este subliniat în altă cântare, cerul și pământul astăzi s-au împreunat, născându-se Hristos. Astăzi Dumnezeu pe pământ a venit și omul la cerul s-a suit. Astăzi este văzut cu trup pentru om, cel din fire nevăzut. Pentru aceasta și noi, lăudându-L, să-i strigăm slavă pentru cei de sus lui Dumnezeu și după Domnul pace. Pacea care ne-a dăruit o nouă venirea sa, Mântuitorul nostru, slavă. Folclorul nostru de inspirație creștină se oprește atât la greșeala lui Adam, la alungarea lui Mirac și la izbăvirea lui prin nașterea lui Hristos. Un vechi colind din Apuseni redă dialogul Domnului Hristos cu Adam. Ieți, Adame, ce mai ai și din rai afară hai. Să-ți cumperi un plug, să arci și să-ți arci și să crudești, de acolo să te hrănești. Tânguirea de Adam la aflarea sentinței este plină de nostalgie. Raiul e grădină dulce, eu din tine nu m-aș duce. De dulceața foamelor, de mirosul florilor, de fumul pâinilor, de zborul angelilor, de dragul îngerilor. Colindul practic luminos, armonizat de Timotei Popovici, ne spune că la Crăciun s-a deschis din nou Raiul și că strămoșii au fost mântuiți. Raiul cel închis, astăzi iar s-a deschis. Șarpele cumplit, capul i-a zdrobit și strămoșii, iar prin Sfânta Fecioară, iar s-au mântuit. Sfântul Maxim Mărturisitorul ne spune că în Rai erau doi popi cu semn
dedicație specială, pomul vieții și pomul cunoștinței binelui și răului. Pomul vieții este de sigur făcător de viață, iar pomul care nu e al vieții e vădit că e făcător de moarte. Prin nașterea Domnului Hristos se redeschide raiul și noi avem acces la pomul vieții. De fapt, pomul vieții este Domnul Hristos. Așa glăsuiește troparul înainte prăznuirii. Gătește-te pe Betleeme că s-a deschis tuturor pe împodobește-te frata că pomul vieții a înflorit în peștele din fecioară. Pentru că pântecele acelea rai înțelegător s-a arătat. Pentru care este dumnezeiescul pom, din care când vom fi și nu vom mai muri ca Adam. Hristos se naște ca să ridice chipul cel căzut mai înainte. Iubiți credincioși, ni s-ar putea părea că pentru a mânca din dumnezeiescul pom trebuie să fim mari, mai nevoitori și asceți. Este adevărat că de Hristos nu te poți apropia oricum, ci că mari nevoitori au avut acces la pomul vieții. Dar și noi, credincioși, obișnuiți, care ne pocăim de toate răutățile noastre, Dumnezeu ne îngăduie prin Sfintele Taine accesul la pomul vieții. Sfântul Nicolae Capasila ne spune că alături de această cale, mai puțin bătătorită și rezervată personalităților cu o excepțională trăire și experiență duhovnicească și mai ales a marilor pustici, viața și spirituală a Ortodoxiei mai cunoaște și o a doua cale, mult mai ușoară și la îndemâna marii mulțimi, realizabilă nu numai în izolarea și liniștea pustiei, ci în mijlocul lumii, în nemijlocită apropiere de semenii noștri și în strânsă comuniune cu ei. Este calea trăirii spirituale liturgice, care urmărește unirea cu Dumnezeu prin mijloacele formelor sensibile ale cultului sau ale slujbelor publice. De aceea, la propunerea Patriarhului României, s-a aprobat ca anul 2014 să fie dedicat Sfintei Spovedanii și Sfintei Părtășanii, să fie un act euharistic, știind bine că Săvârșirea Sfintei Liturghii are ca obiect prefacerea darurilor în dumnezeiescul trup și sânge, iar ca scop sfințirea credincioșilor. Sigur că pentru a intra în Rai și a gusta din pomul vieții, pentru a te împărtăși și cu Sfintele Taine, este nevoie de o anume pregătire. Postul Crăciunului ne-a dat această posibilitate, abținerea de la mâncarea de dulce, lectura Sfintelor Scripturi, actele de caritate și mai ales o bună spovedanie ne-au ajutat să ne pomenim, primenim sufletul. Sfântul Simeon Noul Teolog, referindu-se la pocăința și mânguința sinceră, determinată de o credință puternică, zice, așadar, crezând din tot sufletul și căindu-ne cu căldură, zămislim pe cuvântul lui Dumnezeu în inimile noastre, ca fecioara, dacă avem sufletul nostru curat. Sfântul Macarie Egiptean ne spune că pocăința este singura noastră salvare. Nici cultura, nici inteligența, nici noblețea, nici frumusețea nu reînnoiesc pe om, ci numai pocăința adevărată, rușinea și regretul pentru tot păcatul săvârșit și trecut. Și bineînțeles, schimbarea totală a felului de viețuire, de gândire. Pocăința adevărată se finalizează întotdeauna printr-o bună spovedanie, urmând apoi împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Vasile Voiculescu cunoscutul colib cu profund conținut euharistic spune, în coliba întunecată din carne și post lucrată, a intrat Hristos deodată. Nu făcuie ce se stinge, nu icoană ce se frânge, ci el însuși trup și sânge, preschimbat pentru făptură, pentru o scumpă picătură, dulcea cu mine făptură. Sărbătoarea Crăciunului are în centrul ei de foc acest ospăț euharistic al credinței, Sfânta Liturghie. În coliba sufletului nostru, curățită în timpul postului, intră Hristos cel născut în Iesia Betleemului. Sufletul nostru de mine este curat, trebuie să oferă să lași Mântuitorul. Fără liturghie, fără o serioasă preocupare spirituală, Crăciunul rămâne o sărbătoare folclorică și comercială. Dorința noastră puternică de a ne curăți și a deveni să lași al lui Hristos, o exprimă și cântările din preajma Crăciunului. De mine, cel ce am ajuns peștele de tâlhari, arată-mă, Doamne, cel ce în peștele te-ai născut, locașa al Tău și al Tatălui și al Dumnezeiescului Tău, Tu, ca să te slăvesc cu toți deci. Prin nașterea Domnului Hristos suntem reînviați.
Sfântul Pavel ne spune, pentru că sunteți fii, a trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului Său în inimile noastre, care strigă Abba, adică Părinte. Dorim ca acest ospăț al credinței să vă fie de plin pentru dumneavoastră, pentru toți, iar sărbătorile Crăciunului, anul nostru cu botezul, să le petreceți cu multă bucurie împreună cu cei dragi. La dumneavoastră, arhiepăstor care vă poartă inima, Andrei, arhiepiscop al Vadului, Feleagului și Clujului și mitropolit al Clujului, Maramureșului și Sălajului. Cu mulțumire pentru cuvântul bogat în conținut pe care ne l-a trimis, ne încercăm și noi să gustăm această bucurie a praznicului și bucuria aceasta să ne fie spre o ușoară transformare înspre bine. Vă dorim să petreceți cu cele mai, cu toate cele bune, de sărbătorile care mai urmează. Mâine, Sfânta Liturghie tot aici, mâine o să vă comunicăm, să definitivăm și programul de, pentru sfințirea caselor, care o să fie afișat și la biserici, și și la locuințele, cei care stați în apartamente. Să primească Dumnezeu Sfintele Dumnezeu, să vă binecuvânteze. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, mântuiește-ne.